Vizitele în teren ale primarului Elena Lasconi au continuat marți în cartierul Flămânda. Aceasta a stat de vorbă cu localnicii și a promis că se vor găsi soluții la toate problemele identificate, numai că majoritatea își va găsi soluționare cu ajutorul fondurilor europene. Oamenii au venit cu problemele evidente, canalizarea subdimensionată, loc de joacă pentru cei mici și parcări în locul garajelor. Treaba este următoarea. Da, acolo e Odoraman. Este o țeavă subdimensionată de ani de zile, de 70-80 de ani, când erau câteva case. Când erau, știe edilul, știe toți primarii care au fost. Nimic nu s-a făcut. S-a făcut sala de sport, canalizarea de asemenea e în aceeași țevucă mică, s-au dat autorizații pentru construcție la case pe deal, toată canalizarea. Unde drumul nu e refulat. Și refulează totul în curțile oamenilor la ploi abundente. Da, în special în partea de sus, nu? Asta zic. Cu canalizarea, da. Că doamna știe. Da, da, da. Mari și probleme. Știți, mai... Deci când vin ploi mari, toată apa... Tot pe Teodoraman stați? Da, da. Așa. Toată apa la noi în curte se revarsă. E vorba despre strada vecină, doamna. Știu, da. Știu, știu. Noi acum vorbim. Aia de la sala de sport. Haideți să vorbim despre loc. Deci, haideți să vorbim că e cartier. Doamna primar, este un lucru foarte important, că o țevucă de subdimensionată când erau câteva case de cartier. Și acum e atâta cartier aici, plus autorizații la casele de pe deal, plus sala de sport, plus înțeleg că mai face și o creșă. Păi da. Ce să ducă țevuca aia? A toată apa menajeră și dejecții vin și refulează în casele noastre. Are dreptate, doamnă, ce spune. Toată lumea știe. Are și dreptate. Să știe de mult și ai edilul, dar nimic nu se face. Da, și... Deci haideți să facem ceva. Facem când vom avea bani. Asta este răspunsul. Nu. Când o va mai avea bani, poate că au zis alții. Ce pot eu să vă garantez este următorul lucru. Cred că o să aveți încredere în mine. Dacă încă nu am câștigat încrederea dumneavoastră, cred că o să aveți încredere în mine. De ce? Pentru că eu mă țin de cuvânt. Și ce vreau să vă spun este următorul lucru. Anul ăsta sunt 100% sigură. Deci noi nu putem să facem, nu vă mai gândiți la bani de la primărie. Că nu există. Tot ce facem, facem pe fonduri europene. Ce pot să vă spun este că avem următoarele direcții. Anul ăsta, sigur, se deschide axe de finanțare pentru a extinde apă, canalizare unde nu există. 100% există treaba asta. De asemenea, o să existe bani pentru persoanele defavorizate care nu s-au branșat și pe lângă care trece conducta de apă și de canalizare. De exemplu, persoane care stau la blocurile ARO, știți, la blocurile alea? Da, da, sigur. Așa. La ei, lor le putem trage apometre la fiecare în parte, pentru că unii sunt de bună credință și plătesc, alții o să rămână fără apă. Ce pot să vă mai spun este că următoarea treabă e așa, să schimbăm conductele de apă și canalizare. Multe sunt de azbociment. Ați văzut că a pocnit una la Kaufland zilele trecute. Și sunt și interzise. Că nu sunt bune, că sunt cancerigene, că o să plătim amenzi. Și cele ruginite, cele vechi. Avem conducte de 103 ani în câmpul lung. Bun, vrem să schimbăm aia. Atunci putem să facem și gândirea asta. Toate străzile sunt prinse, noi avem toată evidența. Edilul le-a comunicat în mai multe rânduri că proiectele viitoare nu se vor putea face prin fonduri de la bugetul local. Parcările și trotuarele se vor rezolva în scurt timp prin ADP, iar restul prin atragere de fonduri europene. O problemă identificată a fost cea a asociațiilor de proprietari. Tatăl meu stă în blocul H. Din 30 de apartamente, 15 sunt goale. Cum să faci asociație de locatari? 15 sunt goale. Și cele 15 ziua, în care doamnă. Sunt pline, jumătate sunt numai bătrâni. Mai mult, sunt numai bătrâni. Păi bătrâni dacă bătrâni, care... 50 plus 1. Ce facem? Mă scuzi. Mă scuzați toți pe față, da. E o problemă. E problema câmpul lungului. Bătrânii sunt problema câmpul lungului. Dar nu sunt o problemă, doamnă, bătrâni. Dacă noi nu avem respect pentru oamenii în vârstă, înseamnă că nu avem respect pentru... O problemă. Ziceți la asociație de locatari, da? Pentru ce? Eu vă pun o întrebare. Pentru ce se face? Numai pentru noi? Unu. Pentru că este obligatoriu conform legii. Doi. Pentru că dacă sunteți organizați în asociație, putem să facem împreună parteneriat și să aplicăm pentru fonduri europene să facem blocurile, să punem panouri fotovoltaice, să nu mai plătiți curent, plăscarea blocului. Care au fost aici la asociație? În ce bloc stați? Cine? Eu? Da.
Știți că am avut inundație la partier aici și a trebuit să pun 3500 de euro să repar instalația toată? Știți că în apartamentul părinților mei plouă? Păi da, pentru că s-a scurs toată mizeria la mine în apartament, eu nu stau acolo. Și o lună de zile a curs mizeria acolo, m-a costat 3500-4 tone. Am scos toată fundația cu tot. Pentru asta trebuie asociație. Trebuie schimbate instalațiile, trebuie schimbate aparatele. Asta e problema, am reparat noi, dar continuă să curgă în subsol și o să se întâmple din nou. Da, și primăria nu are cum să vă ajute, că este de, cum să vă zic, este de dosar penal dacă am acționat la dumneavoastră în casă. Suntem de unul sau doi care vor. Exact, asta e problema la toate blocuri. E problema la toate blocurile. Că de ce să mai plătească un salariu cuiva? Da, asta este o chestie. Doamne, este elementar, dacă vrea să stea la bloc, trebuie neapărat să facă asociație, nu știu ce ceva. Atunci să stea în pădure. Spațiul comun trebuie administrat. Noi bătrânii suntem la pământ, doamna. Că nu e o sumă modică. Și ăștia tineri ne jură. Dacă zici, mă, de ce pui mașina acolo, că nu ai voie, că este ale. Dacă avem asociație, președintele de așa. Pentru locul de joacă trebuie identificat un spațiu care să fie în domeniul public, iar apoi trebuie atrase și fondurile necesare.